Salut, băieți, avem înapoi o căsuță frumoasă, finisată. Ne ducem să ne uităm ce am făcut. Să apreciați. Haideți! La casa dată noi am folosit o sistemă de profil de 82 de mm culoarea NUC, 3 sticle, două dintre care sunt multifuncționale. Sticla pe exterior este un HP Silver, e bate așa într-un suriu. Eficiența energetică la tâmplările date este echivalentă cu eficiența energetică la geamurile pentru casele pasive. Foarte ușor se lucrează, nu avem uși culisante, nu avem uși semi-automat, avem câteva uși de balcon frumoasă, dar vedeți. La casa dată sunt 3 uși de intrare, două dintre care sunt de metal, una este din PVC. Este uși canal lat de 125 mm. Tot de 82 grosime e și este ușa dintre casă care iese la grădină. Unica ce trebuie să o mai completăm, aici jos trebuie să-i punem un prag de aluminiu, un prag de aluminiu de protecție, ca să fie frumos. S-a optat să nu punem prag de aluminiu din cauza că să nu pierdem două conturi de la garnitură. Ușa se închide cu toate 3 conturi, însă o să înfoliem, o să o îmbrăcăm cu un prăguleț micos din aluminiu. Avem mâniere antifort care blochează geamul în poziția închisă, hope de calitate germană, bagheta din polimer de culoare neagră ca să mărim eficiența energetică, o ieșire la balcon cu dublă deschidere și unul din know-how-urile noastre, bălămâile ascunse. După cât vedeți, nu avem bălămâli pe exterior, sunt doar bălămâile ascunse pe tot locul. Deoarece avem o casă eficientă energetică, vedeți grosimea peretelui cât este de gros. Montajul tâmplării tot a fost făcut după standardele NZEP. Pe tot locul avem sisteme antifurt, ultimul punct de închidere, ca să înțelegeți aici jos. La etajul 2, ca și la etajul 1, avem uși belorusă. De la marca Stalinii Dveri este o ușă care în 4 oameni cred că ne-a rupt la mață până am ridicat-o pe dânsa și până am instalat-o. Este o ușă foarte grea, este o ușă bronată, după cele mai bune norme de securitate care este. Beneficiarul a optat pentru așa tip de ușă. Ce să zicem, e frumoasă, nu avem cuvinte. Avem una, două, trei conturi, garnitura în 3 conturi. Are termostavca, care disparte ruperea termică între casă și afară. Un prag din inox, este o ușă foarte bună. Și deoarece ușile de intrare sunt culoare antracit, s-a decis și poarta secționată de la garaj, să o facem tot în culoare antracit, cu portiță, necătând că intrarea în garaj este și din altă parte. Sper excursia de azi la șantierul nostru finisat, care este aproape deja gata la Durlești, v-a plăcut. Lăsați comentarii și până data viitoare. Pa, pa, pa!